Societatea de apă din Valea Jiului a semnat azi pentru încă un proiect ce va îmbunătăți serviciile de apă și canalizare în municipiul Lupeni. Proiectul, denumit generic Reabilitarea aducțiune, rețele de apă și canalizare în UAT Lupeni, vizează reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul unității teritoriale administrative, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor de apă și canalizare furnizate populației. Un eveniment care de fiecare dată zicem că ne mulțumește și ne poate bucura, dar totodată ne dă foarte mult de lucru. Dar pe lângă tot ce ne dorim noi, putem spune că suntem fericiți că putem aduce o plus valoare atât serviciului nostru de alimentare cu apă și canalizare, cât și o plus valoare condițiilor de trai pentru cetățenii care beneficiază de serviciul nostru de apă și canal, asta însemnând o apă de calitate 24/24, însemnând rețele reabilitate în momentul de față pentru orașul Lupeni, mai ales că știm în număr de avarii mai puține, pentru că în istoria recentă, la nivel de apa SER, constatăm că Lupeniu are cele mai multe restricții, lucru care dezavantajează până la urmă imaginea firmei noastre și nemulțumirea întregii comunități din Lupeni. Valoarea contractului este de 9.428.864 de lei fără TVA, iar în acest proiect vor fi reabilitate 8,5 km de rețele de apă. În cartierul Ștefan se va face o stație de pompare a apei. Canalizarea va fi reabilitată pe o porțiune de 4,1 km, dar va fi construită și o stație de pompare a apelor uzate. Această lucrare este o mare provocare, o chestie de provocare foarte mare pentru firmă și vreau să vă spun de ce, fiindcă în acest proiect este inclus și un cartier important, cartierul Ștefan, care nu va fi ușor de realizat. Este un cartier cu o diferență de nivel foarte mare, astfel încât sunt convins că ați găsit cele mai bune soluții care trebuie să fie implementate pentru a nu avea diferite probleme pe acest tronson. Reușim să ajungem practic la ceea ce înseamnă anul 2019 în Valea Jiului, adică este obligatoriu să avem apă, să avem canal la toate locuințele din municipiul Lupeni și din întreaga Valea Jiului. Contractul de finanțare a fost semnat în luna mai 2017 pentru toate rețelele din Valea Jiului și are o valoare totală de peste 384 de milioane de lei și cuprinde astfel de lucrări în toate orașele.